Salut, vărsători! Voi face citirea pentru luna iunie, resurse, dar nu numai resurse, și legat de sănătate, și legat de locul de muncă. Vom privi mai multe aspecte. Va fi o etalare pe care n-am mai făcut-o de mult. Și voi începe cu oracolul Lenormand. Unde aveți discuții? Discutați foarte mult la telefon despre o persoană, despre sau cu alte persoane. Aveți foarte multe discuții, foarte multe negocieri, prietenii. Cam asta este aspectul. Să vedem pentru voi dorința de noroc. O ancorare vă doriți legat de resurse. Un contract pentru o casă sau bucuria. Haideți să începem în primul rând cu acest noroc pe care vi-l doriți, să vedem ce primiți din partea tarotului Hermetic, ce clarificare vă dă tarotul Hermetic legat de acest noroc pe care voi vi-l doriți. Deci, poate fi vorba de noroc personal, noroc în iubire, noroc în distracție, în călătorii sau studii. Și iată un prinț de bâte, o prințesă de monede și o trădare. Deci, pentru voi, vărsătorii, aveți în primul rând această veste pe care o primiți. S-ar putea să primiți această veste personal de la acest săgetător. Poate fi o veste bună sau rea, pe care o primiți. Întotdeauna spunem, săgetătorul muncește ogorul atât în bine cât și în rău. În ceea ce privește o iubire sau un hobby sau o speculație financiară, ați fost tentați probabil de bani, vă doreați să obțineți foarte mulți bani și ați intrat într-o situație, să zicem, dificilă, fiindcă, de fapt, ceilalți nu urmăresc decât să vă păcălească și asta veți păți, veți pierde niște bani pentru faptul că ați intrat într-o asociere cu persoane care își doreau banii voștri. În ceea ce privește o călătorie sau spiritualitate, cunoaștere, voi veți fi trădați sau studii sau un examen, cineva vă trădează și acest trei de spade, Saturn în balanță, este destul de pregnant, adică este, cum să spun, un lucru care vă afectează această trădare. Deci nu veți putea vorbi, voi vă doriți noroc, ați intrat ceva într-o asociere, în ceva ați intrat, dar toate vor veni lanț. Adică veți avea pierderea, veți avea vestea care o primiți, dar și această trădare pe care o să o aflați. Vom merge mai departe. Resursele voastre sunt sub semnul ancorării, fixării.
Voi vă fixați în aceste resurse, vreți să, aceste resurse să fie fixate, să fie parcă stabilite, să fiți siguri pe ele. Să vedem ce spune și tarotul ermetic. O regină de cupe, 4 de monede, o prințesă de cupe, pardon, scuzați-mă, o prințesă de cupe, 4 de monede și o regină de bâte. Deci, de spade. Legat de această ancorare a voastră, de fixare într-o situație financiară, de resurse, de bunuri materiale, în final și spirituală, ceva care să vă dea stabilitate, de fapt nu va fi. Veți avea acest prințesă de cupe care arată lacrimile. Pot fi lacrimile unei persoane cu ascendent, zodie sau lună plină în pești, dar vorbim de o femeie. Sau poate chiar voi aveți un aspect important pe pești și aveți aceste lacrimi. Discutați despre aceste lacrimi. Lacrimile sunt mai mult legate de iubire, de bârfă, de minciună, de trădare. La locul de muncă, 4 de monede arată că vă descurcați destul de dificil cu banii. Nu este foarte ușor de rezolvat această problemă a banilor, a resurselor pe care le aveți. Sunt destul de mici, soarele în capricorn, dar totuși voi munciți, sunteți dedicați, vreți în final să vă descurcați cu suma de bani pe care o aveți. Chiar dacă nu este o sumă mare de bani, voi sperați să reușiți. În schimb, legat de menirea voastră, s-ar părea că este aceea de a da, de a negocia, de a discuta cu o regină de spade. Vorbim de o balanță, semnul este clar pe balanță. De o femeie în vârstă, o femeie cu părul alb, o femeie care este, să zicem, comunicativă. Puteți să comunicați cu ea, la fel cum comunicați și voi, vărsătorii, dar s-ar părea că totuși ea impune niște restricții, ea impune un anumit tip de comunicare, să păstrați diplomația, să păstrați tactul, deci respectul pentru persoană și dacă nu veți face aceste lucruri, s-ar părea că într-adevăr chiar veți avea neplăceri, am zice. Mici neplăceri, în sensul că se retrage, nu discută cu voi și voi veți ajunge să o urâți. Sau poate chiar o urâți deja. În ceea ce privește comunicarea voastră sau contractul vostru pentru o casă, cred că este vorba de un contract pentru o casă. Un contract pe care l-ați făcut. Să vedem ce spune tarotul ermetic despre acest contract, despre casă, despre prietenii voștri, relațiile voastre, comunicarea, ce ați comunicat în acest contract, fiindcă apărând numai casa, ne gândim mai repede și pe un domeniu unde presupune contractele acest aspect. Cinci de monede,
10 de monede, 9 de monede. În comunicarea voastră cu vecinii, cu frați, surori, veți avea o pierdere legată de această casă. Ceva veți pierde. Nu veți primi ceea ce doriți. Nu este o plată, nu plătiți ceva. Efectiv, nu primiți ceva. Dar totuși, legat de un contract, o asociere sau o căsătorie, putem să zicem așa, sau un proces, aveți 10 de monede. Ați primit niște bani, Mercur în Fecioară. Deci arată banii pe care i-ați primit pentru eforturile voastre, ale familiei voastre. Sunt bani care vă dau o stare de bine, bani prin care puteți să faceți investiții, nu foarte mari, dar puteți să investiți în ceva. Deci este un 10 de monede. Și din relațiile pe care le aveți cu protectorii voștri, cu prietenii, aveți totuși și bani pe care îi primiți, bani care au o sursă misterioasă, vorbim de Venus în Fecioară, bani care, pe care puteți să-i folosiți pentru voi, pentru bun gust, lux, deci nu sunt sume foarte mari, cursuri superioare. Acesta ar fi aspectul pentru această casă unde voi ați făcut probabil un contract, dar din acest contract ați primit bani, dar nu sunt foarte mulți, fiindcă dacă era o sumă mai mare, trebuia să apară asul de monede. Deci primiți niște bani care vă ajută să investiți. Să vedem mai departe legat de schimbări, transformări, de familie, relația din familie, partenerul de viață, dar și aspectul legat de karmă, karma de familie, karma voastră. Haideți să vedem, este o bucurie. Vă bucurați de ceva. Ceva vine cu bucurii în viața voastră. Până acum n-ați avut arcane majore, sunt numai arcane minore, deci am putea spune că sunt lucruri care nu vă afectează prea mult. Să vedem. Aveți un rege de bâte, o regină de cupe și un 6 de bâte. Deci, voi poate să fie un părinte, acest rege de bâte, vorbim despre un bărbat cu ascendent zodie în leu, poate să fie un părinte, un frate mai mare, sau partenerul de viață, care va aduce bucurii legate de căminul vostru, de familia voastră, vă simțiți bine, acest rege de bâte este partenerul vostru sau părintele vostru, v-am spus, frate, care promite totuși să vă ajute. Deci, într-o situație, oricând, el este gata să vă ajute, să vă rezolvați o situație, să lupte pentru dreptate, pentru adevăr, dar întotdeauna el caută să iasă el în evidență, să fie el cel văzut de ceilalți că a depus niște eforturi pentru voi. Și schimbarea vine de la o regină de cupe care va aduce o transformare, o schimbare. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în rac. O femeie sensibilă, sentimentală, romantică, preocupată de trecut, de tradiții, dar în același timp schimbătoare. Deci este o femeie care
poate să vă aducă și vouă schimbarea, transformarea. Și karma voastră este acest 6 de bâte, am zice blocajul pe care îl aveți, Jupiter în leu, dar acest blocaj poate fi rezolvat, fiindcă karma este legată probabil de dreptate, de adevăr, de acceptarea acestora, fiindcă dacă voi acceptați dreptatea, adevărul și vreți să rezolvați o deblocare a unei situații, veți reuși foarte ușor, dar numai acceptând dreptatea și adevărul. Deci aveți foarte multe două regine, ne duce cu gândul la multe discuții, dar și nu aveți arcane majore sub nicio formă. În final, pentru voi, această lună va fi o lună monotonă. Nu veți avea foarte multe aspecte. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și, bineînțeles, dacă v-a plăcut, puteți să vă abonați, puteți să dați un like și vă mulțumesc!